Ziceți două cuvinte despre copiii care au sosit aseară în urgență. În cursul serii precedente s-au prezentat la serviciul de urgență o familie cu 4 copii care, afirmativ, după consum de ciuperci, la scurt interval de timp, aproximativ o jumătate de oră, au început să prezinte grei tulburări, tulburări de tranzit intestinal. Au fost internați în secție de pediatrie pentru tratament și supraveghere cu sindrome dispeptice, de reținut că ciupercile, chiar dacă sunt congelate, au o componență proteine, ca și în multe alimente. Ciupercile sunt foarte bogate în proteine, care sunt colecistokinetice. Și de foarte multe ori se consumă ciuperci, care sunt fierte o singură dată, și atunci provoacă astfel de simptome. Dacă lumea ar ști, ar fierbe ciupercile și ar arunca apa, o parte din simptome ar dispare. Nu întotdeauna sunt intoxicații cu ciuperci, cum sunt etichetate ca atare, ci sunt pur și simplu sindrome dispeptice, sindrome digestive de greșuri și vărsături, după consumul unui aliment. Care este starea copiilor? Starea lor este bună, copiii sunt echilibrați, sunt păsiți de pediatrie, niște copii între 4 și 9 ani. Vor mai rămâne în spital? O zi, două au fost internați pentru terapie și cred că vor pleca fără nicio fel de problemă. Un sfat pentru cei care se duc să culeagă ciuperci în sezonul acesta? Vine sezonul ciupercilor. Este foarte bine ca după ciuperci să meargă oameni care au vederea bună, care au acea cunoaștere a ciupercilor, pentru că sunt trimiși copii, oameni în vârstă care nu le văd și confundă de multe ori ciupercile între ele și de aceea se întâmplă accidentele și necazurile la oameni. Dacă oameni, vă rog să mă iertați, eu spun de multe ori, spun așa, să duc după cules ciuperci oameni beți, care nu cunosc ciupercile pentru că au tulburări de vedere, nu le văd bine și atunci mănâncă ciuperci otrăvite. Nu se importă. Cărțile spun că nu se ia o ciupercă comestibilă, nu prea ia de la o ciupercă otrăvitoare toxinele respective. Da, poporul spune multe. Nu sunt verificate cu cuțitul de argint, cu nu știu ce. Astea sunt povești populare. Ciuperca otrăvitoare este otrăvitoare și ciuperca comestibilă este ciuperca comestibilă. Sunt oameni care se pricep la ele și oameni care nu se pricep la ele. Sunt copii care sunt trimiși după ciuperci, oameni în vârstă care nu le văd și nu le cunosc bine și așa. Să avem încredere în cei care vând ciupercile la colțurile de bloc? Eu nu recomand nimeni asemenea practici, nu recomand nimeni. Nici eu nu iau ciuperci de la oricine. Eu, dacă mă duc în pădure, eu am fost crescut la țară și știu ciupercile dintr-o anumită zonă. Dacă mă duc în altă zonă, nu mai iau ciupercile din pădure, să știți. Nu le culeg. Pentru că probabil că sunt alte modificări ale lor care nu le știu din zona respectivă și nu le iau. Dar ciuperca pe care o cunosc, n-am pățit niciodată, nici măcar greață n-am avut după ciuperci.